M-am înscris în accelerator pentru că mi s-a părut o provocare să învăț lucruri noi, deoarece zi de zi la școală sunt provocată de elevi. Ei știu foarte multe lucruri și mi se părea că nu intru în ritmul lor atunci când trebuie. Și atunci am vrut să ajung în ritmul lor. Privind la zilele din urmă, ziua de miercuri, de ieri, a fost un moment deosebit, deoarece am intrat în lumea jocurilor, o lume necunoscută mie până acum, și am încercat să înțeleg un pic ce se întâmplă în spatele acelor jocuri pentru a le putea transmite lucrul ăsta elevilor. Le voi duce, din experiența aceasta, le voi duce multe elevilor. Așa cum spuneam, cea mai tare experiență a fost acea lume a jocurilor, dar nu numai asta. Multe proiecte noi voi încerca să-i învăț ce înseamnă un produs de la început până la sfârșitul lui, să-l vadă efectiv că au creat ceva, să le dau încrederea că pot să facă lucrul ăsta. Cei mai mulți au competențele de care au nevoie în viitor, dar trebuie să-și le descopere, să le aplice, și eu trebuie să le arăt calea prin care să le poată aplica. Ei știu să se adapteze, știu să utilizeze tehnologia, dar să o utilizeze corect atunci când trebuie și cum trebuie. Asta ar trebui să le demonstrez eu lor. Noi, ca profesori de informatică, avem într-adevăr un rol deosebit, nu pot să spun ingrat, deoarece este un rol plăcut, să-i îndrumăm cum să utilizeze această tehnologie, să o folosească în scopuri pozitive, să caute tot ce au nevoie, pentru că pot să descopere lucrurile și să știe cum să folosească tot ce le oferă, tot ce e în jurul lor, în primul rând internetul. Ăsta este scopul nostru și rolul nostru, să învățăm cum să folosească ce au în jur. Poate împreună cu elevii, pentru că sunt convinsă că mulți dintre ei au o serie de proiecte începute, să intru, să fac un joc, să intru un pic în lumea asta, să descoper cum s-ar face concret un joc. La cei mici, chiar începând de la cei mici, să-i îndrum către crearea unui joc, pas cu pas, astfel încât poate până la sfârșitul liceului să-și dea seama că sunt și ei capabili să facă treaba asta, nu doar să utilizeze jocurile, ci chiar să le realizeze, să experimenteze și să ducă până la capăt activitatea. Aș recomanda cu drag programul acesta, pentru că deschide multe porți, pentru că profesorii au nevoie de acest program, pentru că le dă încredere, pentru că plec de aici cu un bagaj foarte mare de cunoștințe. Acceleratorul Preda o Viitor mi-a deschis ochii, mi-a deschis porți, mi-a deschis mintea, mi-a deschis sufletul. Și încerc emoțiile să fie pozitive, emoțiile transmise elevilor.